Dumnezeu e tăria mea de pot, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Hai să ne ridicăm în picioare cu toți! Doamne, nu mă lăsa, aprinde inima mea și fă-mă un rug aprins, să fie o mărturie, să fie o mărturie până la sfârșit. Omule, ce azi tu ești în adunare, chiar dacă e slab, ridică-te în picioare. Dacă ești căzut, nu poți rămâne așa, puterea lui Iisus te va ridica. Doamne, nu mă lăsa, aprinde inima mea. A treia zi de turneu ne-a dus la Bărbulești, localitate situată în județul Ialomița, cu aproximativ 6.000 de locuitori. Este cea de-a doua vizită a grupului Speranța la Bărbulești, prima fiind în 2011. Atunci, ca și acum, băncile pregătite de organizatori au fost insuficiente pentru cele peste 1.500 de persoane care s-au adunat pe terenul de sport al localității. Dar văd că aici, la ziua Domnului, sunt mulți. Slavă Lui! Este ziua Domnului și ne-a strâns. Trebuie să ne bucurăm și să ne veselim. Noi rămânem aici, la îndemnul acesta, la cântările acestea, urmează grupul Speranța împreună cu fratele Cristi Păstor. Domnul să-i binecuvinteze și să-i însoțească. Amin. Cei prezenți s-au bucurat de imnurile înălțate de grupul Speranța și de frații cântăreți din localitate, ecoul cântărilor răspândindu-se peste întreaga localitate. Pe pământ avem o luptă, ce-n cuvânt e arătată, lupta credinței sfântă, ce de Domnul e trasată. Să luptăm cu râvnă mare, până Domnul va veni, căci prin orice încercare doar luptăm vom birui. Hai luptă, mesajul biblic a fost rostit de pastorul Cristi Stan, care a avut și o scurtă mărturie cu privire la hotărârea lui de a face legământ cu Dumnezeu. La îndemnul pastorului s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru cu toți împreună. Este o plăcere să slujesc alături de grupul Speranța. Eu fac parte din generația care s-a născut
și a crescut ascultând grupul Speranța. Voi nici nu știți cât vă datorez eu. Aveam 17 ani, eram la bunica în sat. Părinții mei s-au despărțit în perioada aceea. 7 frați am fost, suntem, ne-am rupt în două. Eram la bunica, rănit, dezamăgit, supărat pe tata, supărat pe mama. Și într-o seară am auzit că la noi în sat a venit un grup să cânte și un predicator să predice. Și am mers și eu acolo. Am văzut doi bărbați, doar doi erați atunci. Erați atât de obosiți, Marius era răgușit și a cântat așa obosiți, oarecum răgușiți. Și în seara aia Dumnezeu a pus prima cărămidă în sufletul meu. După o lună și ceva m-am predat, am încheiat legământ cu Domnul, am început să slujesc, am făcut institutul și sunt de atunci, aveam 17 ani, am 35 acum, e ceva timp, e ceva vreme. În seara asta sunt aici pentru că niște oameni, deși obosiți, deși răgușiți, au acceptat provocarea să vină într-un sat, într-o localitate din Vaslui să cânte, cineva să predice și în seara eram acolo eu, Dumnezeu mi-a atins inima și iată în seara asta sunt aici să fac și eu ce au făcut ei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă datorez foarte mult, am deosebit respect pentru voi. Dacă există vreo misiune, vreo un grup cu impact în generația actuală, în generația care a fost și în generația care va veni, voi sunteți grupul acela. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Predica s-a bazat pe textul biblic ce redă dialogul dintre cei doi tâlhari crucificați alături de Mântuitor, iar pastorul i-a îndemnat pe cei prezenți să-și facă o evaluare a modului în care se raportează la Dumnezeu. Ca urmare a chemării rostite la finalul predicii, zeci de persoane au ales să-L primească pe Hristos ca mântuitor personal. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Iisus a răspuns, și aș vrea acest răspuns să fie rostit de Domnul Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi. Cineva de acolo să ridice o mână. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vrei să fii iubit? Tu care ești singur, vrei să fii iubit? Tu care ești trădat, dezamăgit de oameni, de semeni, de prieteni, vrei să fii iubit? Tu care ți-ai pierdut speranța, dezamăgit fiind de societate, de oamenii din jur, vrei să fii iubit? Dă-mi voie să spun ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu înseamnă iertare. Accepte dragostea. Iubirea lui Dumnezeu înseamnă vindecare, lăuntrică, spirituală, fizică. Și dacă ești aici și ai nevoie de iubirea lui Dumnezeu care dă vindecare, El îți spune: eu vreau să te vindec. Vreau să mă ating de tine. Iubire înseamnă reabilitare. Poate să fie viața ta varză, vraiște, dărâmată bucățică cu bucățică. Dumnezeu poate reabilita în seara asta. Nu contează cine ești, nu contează cum te cheamă. Dacă ai o viață distrusă, o inimă sfărâmată, El îți spune: vreau să te iubesc. Calcă-ți în picioare mândria și vino în seara asta aici. Calcă-ți în picioare mândria și vino în seara asta aici. Vino în seara asta aici dacă vrei să fii iertat. Vino în seara asta aici dacă vrei să fii transformat. Vino în seara asta aici dacă ești în căutarea unor soluții și viața ta e distrusă. Și viața ta e distrusă. Este cineva care poate în seara asta să-ți reabiliteze viața. Cred că sângele lui Iisus Hristos iartă păcate. Cine mai crede ca mine? Mai cred că puterea Domnului rupe lanțurile.
transformă legăturile întunericului. Aleluia! Și dacă ești aici robit de viciu, de puterea întunericului, vino și tu aici în față. Haide să îngenunchiem, să ne rugăm. Haide să îngenunchiem, să ne rugăm. Să-i spunem lui Dumnezeu, vreau să fiu iubit. Să-i spunem lui Dumnezeu, am nevoie de tine. Doamne, am nevoie de tine. Doamne, am nevoie de tine. Hai spune-mi cine a murit pentru mine. Cine a murit pentru voi? Iisus! Cine a murit pentru lume? Iisus! Glorie doare cel bun. Hai spune-mi cine într-o zi se va întoarce? Iisus! În fruntea oștirii lui? Iisus! Doar el va primi închinarea. De ce? Pământul și cerul ia lui. Aleluia! 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 Iisus este Domn. Aleluia! 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 Iisus este Domn. Aleluia! 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 Iisus este Domn.